Urmărirea penală a primarului Dorin Chertoacă a început înainte ca să aibă loc infracțiunea de care este acuzat. Declarația a fost făcută chiar de edil după ședința de judecată. Astfel, avocații au depus o contestare în acest sens, iar la proces urma să fie audiat în calitate de martor și procurorul anticorupție Viorel Morari. Urmărirea penală a început înainte ca să aibă loc vreo infracțiune. În cazul în care cei de la procuratură, CNA, știau că urmează să fie aranjată o licitație, de ce nu au venit în ziua licitației să o oprească? La ședință urma să fie audiat și procurorul anticorupție Viorel Morari, cel care a emis ordonanța de începere a urmăririi penale a primarului, calificată de avocații lui Chertoacă drept ilegală. Această ordonanță a fost emisă contrar prevederilor procesual-penale, deci a fost emisă fără ca să existe o faptă infracțională, ceea ce este contrar prevederilor legale. Noi am contestat ordonanța procurorului ierarhic superior. Din motiv că Viorel Morari nu s-a prezentat, ședința a fost amânată pentru mijlocul lunii august. De cealaltă parte, procurorii care examinează dosarul afirmă că îl vor cita și la următoarea ședință pe procurorul anticorupție. Este un joc și aici fac avocații domnului Chertoacă. Avocații cerut ca domnul Morari să fie prezent. Este posibil ca domnul Morari să se prezinte în această ședință de judecată? Nu vă pot răspunde. O veți anunța? O să anunț. Primarul Capitalei Dorin Chertoacă este acuzat de trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată. Edilul pledează nevinovat, iar colegii săi de partid susțin că ar fi o decizie cu substrat politic, fără temei juridic sau probe.